Bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Vom face astăzi împreună o rețetă de pește la cuptor, o rețetă sănătoasă și în același timp foarte gustoasă. În tigaie vom pune ulei de măsline și vom prăji următoarele ingrediente. O ceapă, un ardei roșu și vom pune și roșii sherry pe care le-am tăiat în două. Vom amesteca toate ingredientele, după care vom adăuga și puțină sare. După 5 minute vom adăuga și 500 ml de suc de roșii. Jumătate de cană de apă. Și lăsăm să fiarbă la foc mic în jur de 10-15 minute. Eu am adăugat și o linguriță de zahăr pentru aciditate, însă este opțional. După ce sosul este gata, îl vom pune într-o tavă. După care vom adăuga peștele pe care l-am prăjit foarte puțin, un minut pe fiecare parte. După ce am acoperit peștele cu sos, vom băga tava la cuptor, la foc mediu, pentru încă 20 de minute. După 10 minute, trebuie să menționez că am scos tava din cuptor, pentru că am uitat să pun ceva foarte important și anume usturoi. Deci am pus și 4 căței de usturoi pe care i-am pisat. Și o mămăligă pentru că merge perfect cu acest pește la cuptor. Cam atât de bine arată. Nu-mi rămâne decât să vă doresc poftă bună dacă încercați și voi această minunăție. Și nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube dacă deja nu ați făcut-o. Vă pup și ne revedem în curând. Pa, pa!